M-am săturat de oameni care vin la mine să-mi ceară să mă rog pentru ei să obțină niște lucruri care nu sunt treaba lui Dumnezeu. Noi ne-am îndepărtat atât de mult de Dumnezeu, încât nu mai știm ce e treaba lui Dumnezeu și ce e treaba noastră. Oamenii nu-i mai cer lui Dumnezeu să facă lucruri ce țin de Dumnezeu. Îi cer lui Dumnezeu să facă lucruri pe care pot ei să le facă, care e treaba lor. Dacă tu ai o problemă pe care o poate rezolva faptul că plătești pe cineva să facă acel lucru sau plătești ca să-l cumperi, să știi că asta nu e treaba lui Dumnezeu să te ajute să faci asta. Dumnezeu nu scrie cecuri. Vin la mine oameni care îmi cer să mă rog pentru ca ei să poată cumpăra o casă sau să reușească să plătească mai repede nu știu ce datorie. Astea nu sunt lucruri pe care să îi le cer lui Dumnezeu. Dumnezeu face lucruri supranaturale pe care oamenii nu le pot face. Dumnezeu n-a făcut niciodată, de când este El, o masă sau un scaun. El a făcut copacii și e treaba ta să găsești lemnul necesar să-ți faci masa și scaunul. Vă spun foarte clar că, indiferent cât v-ați ruga, Dumnezeu nu o să facă niște lucruri pe care voi puteți să le faceți voi înșivă. Indiferent cât v-ați ruga, Dumnezeu nu o să facă baie în locul vostru și nici nu o să vă spele pe dinți. Nu vă mai rugați pentru ceea ce puteți face de unii singuri, fiindcă degeaba vă rugați. Dumnezeu nu o să nască în locul vostru ceea ce este menit să nașteți voi, indiferent că e vorba de un copil, de un proiect, de o creație artistică sau orice altceva. Dumnezeu o să vă ajute să dați naștere acelui copil lucru, dar nu o să nască în locul vostru. Așa că asumați-vă nașterea și treceți prin durerile nașterii și nu mai așteptați ca Dumnezeu să nască El și să vă pune în brațe de-a gata copilul. T.D. Jakes.